Un conducător auto din județul Mehedinți a fost prins în flagrant în timp ce ofera suma de 900 de lei unui agent de poliție din cadrul IPJ Mehedinți pentru a nu întocmi dosar penal, în momentul în care a fost prins beat la volan. Doi agenții de poliție din cadrul IPJ Mehedinți, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin o persoană care conducea pe drumurile publice un autoturism în regim de taxi, iar cu ocazia testării cu aparatul alcool test. A rezultat că are o concentrație alcoolică de 0,64 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la unitatea medicală în vederea recoltării de probe biologice. În această din urmă împrejurare, conducătorul auto i-a promis și oferit ulterior unui membru al echipajului de poliție suma de 900 de lei pentru a-l determina pe acesta să nu întocmească actele privind constatarea săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Agentul de poliție a refuzat primirea banilor, sesizând Direcția Generală Anticorupție Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți. Întreaga acțiune infracțională a a fost filmată de către agenții de poliție cu badicamurile aflate în dotare. Persoana în cauză care are calitatea de inculpat a fost condusă la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, unde cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Totodată, procurorul de caz din cadrul unității de parchet a dispus față de inculpat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.